Ten Your Business a ajuns la Iași acum de câteva zeci de oameni de afaceri, antreprenori, manageri și reprezentanți ai companiilor din Moldova. Au fost prezenți la unul dintre cele mai interesante evenimente din cadrul turneului de business care cuprinde principalele orașe din țară. Ten Your Business este o continuare firească a acestui proiect, început acum 6 ani. Este un eveniment care își dorește să ofere cât mai multă informație concretă, practică și aplicabilă mediului de business în România. Este o idee care a venit din dorința de a oferi acces la, prin invitarea dumneavoastră gratuită a persoanelor de cât mai multe companii, acces la această informație, la informația pe care oferă speakerii invitații ediție de ediție și la cea oferită de Valentin în partea de training, informație care să fie cât mai aplicabilă, cât mai practică și cât mai folositoare pentru dumneavoastră de a doua zi când mă întoarceți la birou. În cadrul celei de-a șasea ediție a Train Your Business, profesorul universitar Daniel Condurache a realizat o radiografie a învățământului românesc din prisma necesarului de forță de muncă și a definit, printre altele, ce reprezintă generația millennials. Este o schimbare majoră a millennialiștilor pe jos de noi, care nu mai au neapărat proiecte de viață pe termen lung. Proiectele de viață lor sunt pe termen extrem de scurt. Și în plus de asta, și asta pe mine mă îngrijorează, nu mai simt nevoia să aduni lucruri. Îți dispuși să stea în chirii, să meargă partajat cu mașini. Da? Ei, așa arată generația asta. Ori noi credem că printr-o fază miraculoasă, dacă ne mai întâlnim noi de câteva ori pe aici sau la întâlnim similar, dacă ne schimbăm niște cursuri de universitate, schimbăm realitatea asta, nu mai schimbăm. Este irreversibil. Lumea se duce spre tipul ăsta de existență în care instituții fundamentale care dădeau canonul dispar. Îmi spune o instituție de presă de România care vă mai dă canonul la un moment dat pe care o credeți și nu se dă. Nu s-a mă răspuns adecvat dacă avem un dialog sincer. Primarea apare o schimbare de asta până la urmă. Tot Thomas Kuhn spune în lucrarea la care m-a referit un lucru care pe mine mă întrisează în fiecare dimineață când mă trezesc. Spune așa, deși eu mimez destul de mult de faptul că sunt migrant, uneori mă dau pe citar, mă anfil. Spune așa, că cine se naște într-o paradigmă, de fapt moare în ea. Deși mimează uneori, deci toți aceia care au fost geocentriști, ca să numim așa, s-au dat de ei geocentriști, dar de fapt au murit cu ideea că, într-adevăr, există zonele fecioare și zonele leului și dar, în funcție de cum am născut, mersul meu este, da? Trăim un tip de ruptură de asta paradigmatică extraordinară, pentru care, atenție, nu avem încă studii de comportament. Omul de afaceri Dan Drăghiș, CEO-ul Drăghiș Dental, a prezentat participanților modul în care reușește să-și fidelizeze angajații prin intermediul unui sistem foarte original în care psihologul joacă un rol important. Nu mă gândeam că o să ajungem chiar la nivelul în care să nu găsesc un electrician, doar că mă gândeam că trebuie să găsesc o soluție ca să fac oamenii care lucrează cu mine să înțeleagă că lucrează pentru ei și nu pentru mine. Că eu mă descurc cam bine la o corporație și atunci e clar că n-am nevoie de încă unii care să lucreze pentru mine. Credința e simplă. Dacă îl aducem pe Messi la Politehnica Iași, noi nu o să jucăm în finala Ligii Campionilor. Cam asta a fost și la mine la laborator. Deci am avut cel mai bun tehnician dentar, dacă restul era total altceva, pentru că nu aveam cum să evoluez. A fost greu, pentru că, vă dați seama, a trebuit să refuzăm tehnicieni foarte buni, găseam foarte greu oameni, dar asta a fost un plus acum, când lucrurile sunt și mai dificile decât acum 5 ani de zile, în care nu mai găsim oameni aproape deloc, pentru că concurența mea nu mai este locală, este regională, europeană, să zic așa. Tehnicieni dentari sunt căutați în Italia, în Anglia, sunt plătiți foarte bine, este foarte greu să concurezi, pentru că oricât de scump ar fi actul medical în România, nu se compară cu cel din Occident, deci clar salariile sunt mai mari acolo. Și faptul că a păstrat șablonul și am reușit să aducem oameni care învățăm aceeași cultură organizațională și că motivarea lor nu înseamnă neapărat financiară, ci atât, am reușit să păstrez o, să am o retenție foarte bună de personal.
În cadrul Trainer Business, managerul Frames Adrian Negrescu a prezentat rezultatele unui studiu privind blocajul financiar din economie. În prezent, 7 din 10 companii întârzie plata facturilor din cauza lipsei de lichidități. Este extrem de important atunci când semnezi un contract cu o companie, cu un furnizor, să stabilești foarte, foarte clar din punctul ăsta de vedere termenele de plată și el să și le asigure. Principalele motive pentru care companiile nu și achită la timp obligațiile financiare: lipsa resurselor financiare disponibile, 53% dintre respondenți spun că nu au bani necesari plății facturilor. Știm foarte bine că aproape 90% din economia românească este formată din companii mici, companii fără resurse financiare, companii care au un buffer financiar care să le permită în situații de blocaj financiar, în situații de criză, să treacă dincolo și să reușească să-și asigure cheltuielile, să-și asigure fondurile necesare rezolvării problemei. În a doua parte a evenimentului, expertul Valentin Hang a susținut un training intensiv despre comunicare și coeziunea echipei. De ce nu i-ai dat ăstuia din echipă toate informațiile cu privire la atingerea scopului sau obiectivului de echipă? De ce nu i-ai dat pe toate? Să faci, de fapt, tu mașinațiunile cum vrei. Asta. Deci e vorba de manipulare. Și când vorbești despre manipulare, vorbești despre minunatul și magnificul divide echipe. Despre care unii au spus, dumne, dar la mine e stil de leadership. Bun, și toate sunt stiluri de leadership. Și ăsta e stil de leadership. Cu pumnul în gură, cu sula în coastă, eu sunt șeful, voi tăceți. Toate sunt stiluri de leadership. Numai că unele sunt eficiente, unele sunt ineficiente. Unele sunt în adevăratul sens al cuvântului. Eu liderul, cu voi echipa, și altele sunt eu șeful și voi... Spuneți-vă, cum vreți. Trainer Business va continua la București pe 31 mai, o ediție specială ce se va desfășura la Hotel Intercontinental.